Spre o altă dispariție din Caracal, povestea tulburătoare a celei de-a treia fete răpite acolo, o prezentăm în continuare. Este o fată care a dispărut fără urmă, în urmă cu 20 de ani. De atunci, tatăl o caută peste tot, doar tatăl, pentru că autoritățile nu au făcut practic nimic în acest caz. A găsit suspectul, l-a dus la poliție, șeful de post i-a dat drumul pe ușa din spate la propriu, deși în casa lui tatăl a găsit certificatul de naștere al Gianinei și hainele acesteia, nici urmă însă de fata lui. După 20 de ani de zile, vă spun că nu mai am lacrimi. Viața unui om în România, credeți-mă și rămân la ideea asta, nu valorează nici măcar cât un sac de cartofi. Mafia în Caracal nu a dispărut, nu dispare și nu va dispărea. Nu am primit o hârtie cu trei rânduri acolo să mă fi liniștit într-un fel sau altul, să spună, domne, suntem pe drumul cel bun sau nu știu ceva, deci să țină legătura cu mine, să țină. Am primit o singură hârtie după trei luni de zile, da, în care spunea face obiectul, în urma sesizării dispariției fetei dumneavoastră, face obiectul unui dosar penal cu numărul care dosar penal. Care dosar penal, că eu m-am dus ca părinte, doamnă, m-am dus ca părinte și am zis, doamne, vreau să văd și eu dosarul ăla, să văd ce cuprinde, n-aveți acces. Deci eu nu am acces la... Ce să vă spun? Deci viața unui om în România, credeți-mă și rămân la ideea asta, nu valorează nici măcar cât un sac de cartofi. Deci nu valorează. Sau noi, oamenii de rând, suntem tratați ca pe niște animale, ca pe... Nu știu cum să vă spun. Practic, în momentul de față, dumneavoastră n-aveți niciun certificat de deces? Aveți perfectă dreptate. Credeți-mă, după 20 de ani de zile, după 20 de ani de zile, vă spun că nu mai am lacrimi, deci nu mai am lacrimi. Am o durere de nu vă spun, nu vă spun. Nu se poate așa ceva să nu pot merge și eu dacă... Dacă, Doamne fere, a fost omorâtă sau să merg să-i aprind o lumânare, să merg să... Cum se procedează? Nimic, 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 nimic. De ce Dumnezeu? Nu știu. De ce Dumnezeu? Nu știu. Nu știu. Voiam doar să vă mai rog să-mi povestiți acel episod în care poliția l-a scos pe cel pe care dumneavoastră îl suspectați că v-a răpit fata pe ușa din spate. Nu că îl suspectez, el a fost cel care... Deci m-am dus cu martorii care au văzut, cu trei vecini de-ai lui, l-am dus la... Am stat de vorbă, am zis, nu vreau să stau de vorbă decât cu comandantul poliției, la vremea era colonelul Micu, adjunct Mitrache. Și am zis, cu comandantul sau cu adjunctul, în rest nu vreau să stau de vorbă cu nimeni. A venit într-adevăr adjunctul, l-a băgat, am așteptat circa 3-4 ore, vă dați seama, eram mulți, eram prieteni, neamuri. Mă duc și îl găsesc undeva spre 3 dimineața, cu picioarele pe birou și într-un fotoliu, dormea, zice, păi i-am dat drumul pe ușa din spate să nu-l linșați, pentru că procurorul de serviciu a spus că nu-s probe concludente să-l reținem. Păi, doamnă scumpă, ce probe mai vroia când eu aveam acei martori? Un profesor, vis-a-vis de care locuia perpendicular pe casa celui care mi-a răpit copilul, și martorii stânga-dreapta, care văzuseră totul. Ce probe mai concludente? Oamenii erau cu mine în fața poliției, au văzut că nu se ia măsuri, au mai stat circa 3-4 zile de vorbă cu mine, după care eu le-am înțeles starea în care erau dumnealor. S-au gândit oamenii, dacă poliția n-a vrut să ne ia declarații și așa, au primit între timp și amenințări, vă dați seama că oamenii au tăcut. Deci pur și simplu, domnule, ne pare rău pentru fată, ne pare rău de scena care am văzut-o și nu am putut interveni, dar zice, noi nu putem să avem și noi familie, avem nepoți, avem copii. Deci, vă dați seama, eu i-am înțeles pe oameni,
Deci mafia în Caracal nu a dispărut, nu dispare și nu va dispărea. Ascultați-mă ce vă spun. Clar. Nu știu. Nu știu, sunt terminat. Deci, fizic, psihic, sunt terminat. Sunt terminat, nu știu ce să fac. I-au dat drumul pe ușa din spate, vă dați seama, la propriu, i-au dat drumul pe ușa din spate, da? Dom'le, cine a inventat banul? De mult, de mult. Se pare că nația mică. În momentul în care s-a inventat banul, a început nedreptatea. Este ochiul dracului. Dar vreau să spun că nu numai. Deci, acum 20 de ani s-a produs un caz clar de abuz și de corupție, care acum e prescris. Dar vreau să spun că nu numai în România. În Elveția s-au ciocnit două avioane pentru că în loc să fie doi care dirijau zborul de la controlor sol, de trafic, da. Controlor de zbor, era ilegal numai unul, ăla a greșit și după aia era un rus care, și un avion cargo. Rusul transportă